Bună ziua tuturor! Mulțumim că ați dat curs invitației noastre de astăzi. Am decis să facem această conferință de presă, în primul rând, să mulțumim tuturor cetățenilor care au ieșit la vot, care și-au exercitat dreptul constituțional și au participat, au contribuit la înfăptuirea democrației în Republica Moldova. În al doilea rând, vrem să mulțumim toți cetățenii care și-au dat votul de încredere pentru candidații Platformei Identitate și Adevăr, și pentru ca primarii să ajungă din primul tur în unele localități, pentru consilierii raionali, consilierii locali, cât și pentru cei peste 10.000 de cetățeni care și-au dat votul pentru municipiul Chișinău. În prima parte, o să ne concentrăm mai mult să comentăm rezultatele din municipiul Chișinău. O să-l rugăm pe Victor Chinuronda, candidatul platformei DA la funcția de primar, să facă totalurile acestei campanii, după care ne vom referi un pic și la rezultatele alegerilor locale generale pe întreaga Republică Moldova. Mulțumesc! Bună dimineața tuturor! Stimați prieteni, în primul rând vreau să mulțumesc tuturor susținătorilor și alegătorilor care m-au votat. Peste 10.000 de chișinăuieni au demonstrat că vor un primar profesionist, competent, pro-european. Vă mulțumesc tuturor și vă promit să nu vă dezamăgesc. În continuare, voi depune tot efortul pentru a monitoriza strict activitatea primăriei și a Consiliului Municipal și voi continua să promovez soluții bune pentru Chișinău, așa cum am făcut ultimii 10 ani. Dragi prieteni care mi-au dat votul, în perioada următoare îmi propun să vă mulțumesc tuturor personal și să vă cunosc. Vă rog să-mi scrieți pe adresa electronică și pe rețelele de socializare de ce mi-ați dat votul și care sunt problemele dumneavoastră, ca să pot să vă ajut și să vă reprezint mai bine. Despre planurile concrete de activitate voi anunța mai târziu. Tot ce pot să spun la moment este că lucrul abia începe. În această campanie eu am fost unicul care a luptat cu Ceban cu adevărat, am refuzat să cred în minciunile sale și am îndrăznit să spun adevărul despre cine este el de fapt. Ceban a evitat dezbaterile cu mine, a refuzat să răspundă la întrebări despre corupția din primărie și despre afilierea sa cu agenții Kremlinului, doar că toate aceste întrebări încă stau în picioare și așteaptă răspunsuri. Sunt sigur că le vom afla foarte curând. Noi am făcut totul ca să explicăm oamenilor care este pericolul pentru cursul european al Republicii Moldova, votul pentru Ceban. Am făcut totul ca să mobilizăm oamenii care cred în viitorul nostru european, ca să nu-i permitem lui Ceban să câștige din primul tur. Având în vedere resursele noastre foarte limitate, cred că am făcut o campanie eficientă. Vom continua să muncim pentru oameni și pentru Chișinău. Vă mulțumesc! Acum o să ne referim un pic și la alegerile per țară, nu înainte de a preciza ceea ce a spus și domnul Victor Chinuronda. În această campanie electorală noi ne-am bătut împotriva lui Ion Ceban, în timp ce alții au preferat să lupte împotriva platformei DA și a candidatului Victor Chinuronda. A fost o campanie nedreaptă în care s-a folosit resurse administrative și banii murdari. Iar rezultatele pe țară, în urma unei analize preliminare, putem să constatăm că platforma Demnitate și Adevăr și-a atins obiectivele sale politice. Avem la momentul actual un primar de oraș care a câștigat alegerile, competiția din primul tur, este vorba de Anatol Donțu din orașul Căușeni și îl felicităm și mulțumim tuturor cetățenilor care și-au dat votul pentru acest primar care a demonstrat că în Căușeni se poate de făcut proiecte mari prin faptul, nu prin susținerea din partea guvernului sau prin susținerea pungilor cu bani venite de la Moscova, ci prin simplu motiv că omul știe cum să scrie proiecte, știe cum să le realizeze, știe cum să economisească bani și să nu fure din primărie. În al doilea rând avem mulți primari
în funcții care au câștigat din primul tur cu rezultate excepționale. 70, 80, 94% a luat domnul Manole de la Canie și îl felicităm cu această ocazie și îi dorim mult succes și multe realizări în continuare. Avem mulți primari tineri care au ajuns în funcție și iarăși sunt la prima etapă în funcțiile de primar și le dorim mult, mult succes și multe realizări în continuare. Avem mulți candidați care au ajuns în turul 2 și o să ne pregătim în perioada imediat următoare să-i susținem. Cât ține de votul politic, aici este un semnal foarte puternic pentru toată lumea și în special pentru guvernare care la votul politic per țară a luat doar 26% din încrederea cetățenilor. Platforma Demnitate și Adevăr în majoritatea raioanelor în care și-a înregistrat liste de consilieri raionali, liste de consilieri locali, a obținut rezultate îmbucurătoare. În majoritate avem peste 5%, în 6 raioane avem peste 10%, 12-13% din încrederea cetățenilor la votul politic. Cât ține de suburbii, pe această cale vrem să îi felicităm pe doamna Olga Caraman, care a intrat în turul 2 la Grătiești și o să depunem mult efort ca Grătieștiul să aibă un primar ca doamna Caraman. Îl felicităm pe domnul Scripnic cu un rezultat fenomenal, 88% din încrederea cetățenilor. Îi felicităm pe toți colegii care au obținut în această campanie electorală rezultate bune într-o competiție nedreaptă. Repet, aceste alegeri locale au fost sub prisma încălcării codului electoral diferite de oricare alegeri care au fost până acum. Pe de o parte am avut pungi cu bani imense pentru candidații de stânga și pe de altă parte am avut folosirea resurselor excesive administrative din partea partidului de guvernare. Sunt unele raioane în care ne-am așteptat la rezultate mai bune, dar oricum încurajez colegii și chiar îi felicit pentru rezultatul pe care l-a obținut, chiar dacă unii se așteptau la un rezultat mai bun. 7-8% la votul politic este un rezultat care practic garantează că Platforma Demnitate și Adevăr va fi în viitorul Parlament al Republicii Moldova. Suntem, după rezultatele politice per țară, pe locul 2 ca formațiune politică. Vreau să felicit în ultimul rând și pe primarii Platformei Demnitate și Adevăr care au trecut la PAS în ultima perioadă, ultimele două luni. Sunt, de fapt, primari buni, majoritatea dintre ei au câștigat aceste alegeri din primul tur, dar cunoaștem situația acestor primari. Unii au fost impuși, rugați, între ghilimele, să adere la PAS prin favoritizări din economiile bugetului public național sau prin favoritizarea angajării sau amenințări cu concedierea copiilor din funcțiile publice. Oricum, indiferent de aceste lucruri, noi considerăm că acești primari din platforma DA care au aderat la PAS sunt primari buni și o să continuăm colaborarea cu ei pentru că au reușit să realizeze multe proiecte bune, inclusiv cu suportul Platformei Demnitate și Adevăr în localitățile lor și o să îi susținem în lucrurile bune mai departe. Vreau să felicit și candidații independenți pe care noi i-am susținut în această cursă electorală și majoritatea au câștigat din primul tur. Vom avea o colaborare foarte bună cu acești primari, între primari și consilierii Platformei Demnitate și Adevăr. Vreau să-l felicit pentru un rezultat foarte bun și pe Constantin Cojocaru, primarul de Iedineț, care cu siguranță va câștiga după al doilea scrutin. Este un primar de la loc pe care noi l-am susținut în această campanie electorală și pe mulți, mulți alți colegi de-ai noștri care au acces în funcții de consilieri locali, de consilieri raionali. Avem foarte mulți în urma numărării voturilor, nu știm încă numărul total al acestor consilieri, dar pentru noi ca formațiune politică, la momentul actual,
cu certitudine, în urma rezultatelor preliminare, noi putem spune că ne-am atins obiectivele noastre politice și începem mai departe ajuta colegii primari care au acces în funcții și mai departe, două săptămâni, vom încerca să ajutăm colegii care au acces în turul 2 al acestui scrutin. Cât ține per general, situația politică trebuie să ne alarmeze pe toți, pentru că în majoritatea raioanelor, din păcate, au câștigat partidele de stânga, inclusiv la votul politic. Asta înseamnă foarte clar că Republica Moldova, cetățenii din Republica Moldova, așteaptă pe dreapta politică o alternativă care să-i dea voturi. Și toate celelalte partide sau lideri politici care au făcut o campanie electorală ca niște canibali, da? Ei au atacat mai mult în concurenții de pe dreapta decât să lupte pe bune cu cei de pe stânga, cu cei care au folosit și pungi cu bani și așa mai departe. Este un semnal inclusiv pentru celelalte partide micuțe care nu au obținut rezultate bune în scrutinul acesta local, că este nevoie de ceea ce am spus noi, cei din Platforma de Unitate și Adevăr, încă un an în urmă, de unitate pe dreapta pentru a asigura o majoritate parlamentară în viitor. Mulțumim foarte mult și în viitorul apropiat vom da mai multe informații cu ce urmează să facem în urma acestui scrutin. Mulțumim! Mulțumim.